Salut! Ca de obicei, la o însemnare, eu folosesc o ciornă. Asta e ciornă. Din punctul meu de vedere, acest pachet m-a costat cam 50 sau 100 de euro. Merită spusă povestea lui. Un individ, Șerban îl cheamă, Master, I have mail for you. Zăt, din Măieruș, avea aici în Brașov un internet cafe. Am intrat în contact cu el, atunci aveam foarte greu legătura la internet, așa că m-a interesat aspectul ăsta. Inițial mergeam acolo ca să mă conectez la internet, iar după aia am început să stau mai mult de vorbă cu el. El a aflat că am bani. Și atunci a venit cu o propunere irezistibilă. Găsise-l o sursă să cumpere 14 calculatoare, ne pune în sală și calculează un profit, wow! Ok. Fără să face niciun contract, i-am dat bani. A trecut timpul, numai că a apărut o problemă. El a găsit o posibilitate irezistibilă să schimbe mașina. Și atunci, banii care i-am dat eu au intrat la mașină. Ulterior s-au complicat lucrurile, în sensul că a apărut pe piață o fată, o femeie mai tânără decât soția lui, și asta era pe post de cocoș. Și trecut timpul. Banii mei a trebuit să-l pistonez pe ăsta mult, până a început să dea banii înapoi. Și când mai rămăsese cam o treime din bani, a venit la mine, mi-a dat acolo și a mai rămas treimea aia din bani. Și atunci a spus că se duce până la mașina ca să ia restul banilor. Și a plecat foarte grăbit, lăsându-mi acest pachet, care mai avea și câteva țigări. Și cu bricheta de rigoare, care între timp s-a golit. A întârziat, și astăzi, 11 septembrie 2014, încă n-a apărut. Chestios. Interesant este că după ce a dispărut, a apărut nevastă sa, îmbrăcată elegant, parfumată, pudrată, coafată, ca să mă roage ca să o împrumut cu niște bani. Păi, doamnă, nu știi ce mi-a făcut soțul meu asta? Că nici acum n-a apărut. A, ăla-i soțul, dar cu mine e cu totul altceva. Inspirați încredere. Aproape scandalizată. Cum nu vreți să mă împrumutați? Și-a plecat supărat. Deci au procedat așa? Mentalitate comunistă. Păi ei aveau nevoie de niște bani. Eu aveam bani. Că banii nu erau ai mei, banii erau ai noștri. Și în concluzie, au vrut să obțină ce era al lor. De ce dezgrop eu morții acum, cu acest frumos pachet polmol? Că istoria se repetă. Am avut nevoie de două procesoare, o memorie, și am găsit pe un site din ăsta care se ocupă cu vânzările, pe cineva care ofera așa ceva, chiar din Brașov. Contactat, omul a venit prompt la mine, mi-a dat procesoarele, mi-a dat memoria
Am plătit fără comentarii cât am vrut și am mai stat de vorbă, că îmi plăcea să vorbesc cu el, că mergea mintea de avea un bed. Gândire comunistă. De ce? Păi, în discuții a aflat că eu am un amplificator stereo românesc, făcut de Technoton, care nu-l folosesc. Și în concluzie, mi-a spus că îl interesează. Nici nu i-a dat prin cap ca să spună, domne, eu ți-o ofer atâta pentru el. Nu. De ce? Că e comunist. Are încă gândire pur comunistă. Tradus. Păi afli că cineva are niște bani care nu-i folosește și ține ăla într-un cont. Tu ai nevoie de bani. Păi nu-i normal că respectivul să te împrumute? De ce să-i dai ceva în schimb? El are bani, nu-i folosește, tu ai nevoie de bani și îi folosești cu cap. În concluzie să ți-i dea. Și mă sună tipul. După ce a plecat. Ați mai căutat amplificatorul ăla? A trecut ceva 2-3 zile. Nici nu i-a dat prin cap să spună, știți, m-am gândit să vă ofer cu tare lucru sau din banii care mi-ați dat pentru procesoare și memorie să vă dau înapoi suma de. De ce? Gândire comunistă. Nu spun cum se numește, cum îl cheamă pe respectivul. Numărul lui de telefon se termină cu 888 la coadă. Sper că mi-a promis că să uită la mine pe site, că îi place cum vorbesc, să uite și la chestia asta și să dispară dracului din viața mea. După normele mele, prea multe explicații nu-i nevoie să-i dau. Bad boy. Sunt rău? Păi este evident că eu, având amplificatorul ăla și nu-l folosesc, devin un bun comun. Ah, ca anexă că eu rămân cu două boxe caștan la care nu mai pot conecta amplificatorul. Hai, ce interesant! I-am oferit o alternativă. Zic, domne, mai la îndemână, am un amplificator, de fapt sunt trei amplificatoare băgate într-un amplificator pentru joase, medii și înalte. Nu le interesează ăla, el vrea pe ălălalt. Atât am avut de spus. Asta poate mă scutește ca să mai răspund la un telefon. Dar la off topic, am găsit un citat. Orice propagandă trebuie să stabilească nivelul intelectual în funcție de cea mai jos capacitate a auditorului. Punct. Nivelul intelectual va fi cu atât mai jos cu cât masa de oameni ce trebuie convinsă va fi mai mare. Foarte interesant spus. Se pupă cu ce se întâmplă pe sticlă la ora actuală. Foarte bine. De unde extrași citatul ăsta? Mein Kampf. Cartea lui Hitler. Nu credeam că o să ajung să dau citate de Mein Kampf. Mein Kampf înseamnă tradus pe românește Războiul meu. Toate bune și domnule a cărui număr de telefon se termină cu 888 la coadă Capisco.